Conform unei hotărâri a adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, plata apei meteorice va fi sistată pe o perioadă de 3 luni. Sistarea plății apei meteorice înseamnă că timp de 90 de zile nu va plăti nimeni în Buzău apa meteorică și nici nu o va plăti pe urmă. De exemplu, dacă din calculele alea va ieși apa, prețul apei mai mic, deci nu se va mai plăti, astea 3 luni de zile nu vor mai fi plătite. Pentru ca această decizie să poată fi pusă în aplicare, este necesar și acordul Consiliului Local Municipal, motiv pentru care a fost convocată ședința de îndată de astăzi. În sensul ăsta s-a dat această hotărâre, sper să nu aibă vreo interpretare din română în română. Pentru că inițial ei au prins în hotărârea, în ordinea de zi, pardon, a ADI 2008, suspendare. Și ne-am gândit noi că ar fi mai bine sistare. Eu, de fapt, am făcut hârtie în sensul sistării și nu suspendării plății apei meteorice. Dacă asta s-a votat, trebuie aprobată și în Consiliul Local la Râmnicu Sărat și să sperăm că se va face simultan. În mod normal, ar trebui din 2 februarie de astăzi să nu se mai plătească timp de 90 de zile această apă meteorică. Niciun locuitor, societate sau instituție din municipiile Buzău și Râmnicu Sărat nu va mai avea inclusă în factura de apă canalizare costurile pentru apa pluvială. Perioada de grație va funcționa până la finalizarea unui studiu științific care va stabili care sunt cantitățile de apă pluvială preluate de canalizări și cum se calculează costurile. După 90 de zile de la sistarea plății, consilierii din cele două orașe buzoiene vor adopta hotărâri prin care se va stabili prețul corect al apei de ploaie.